Potrivit Agenției Naționale de Integritate, 14 actuali deputați, 17 foști deputați și un senator și-au angajat rudele în birourile lor parlamentare. Valoarea totală a contractelor încheiate cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, fiind de 1.062.798 de lei, aproximativ 240.000 de euro. În ceea ce privește județul Hunedoara, au fost găsiți în conflict de interese deputații Laurențiu Nistor, PSD, și Gheorghe Firțac, Minorități Naționale. Gheorghe Firțac a încheiat un contract individual de muncă prin care și-a angajat fiul în funcția de consilier la biroul său parlamentar. În baza contractului individual de muncă încheiat, fiul acestuia a obținut venituri salariale de 62.580 de lei. Decizia este într-un anume fel firească, cu toate că la momentul respectiv, când s-a făcut angajarea, ea era perfect legală, nu contravenea niciunei norme. Această lege acum este retroactivă și operează retroactiv, este singura lege care operează retroactiv în România. Asta este, trebuie să ne supunem rigorilor legii. Aș vrea să vă mai întreb în ce perioadă a fost făcută această angajare. Nu mai știu acum, nu m-a mai întrebat că nu mai știu. Credeți-mă, sincer vă spun că nu mai știu, nu mai știu exact. Am înțeles. Și ce se va întâmpla în continuare? Ați fost informat? Nici asta nu pot să vă spun, că nu sunt mama omida ca să știu ce se va întâmpla. Și eu vreau să știu, să văd ce se va întâmpla. Va fi cum va fi. În conflict de interese s-a aflat, potrivit Ani, și Laurențiu Nistor. Acesta a încheiat în legislatura 2008-2012 două contracte civile, prin care și-a angajat fiica și ginerele în funcția de expert în cadrul biroului său parlamentar. În baza contractelor civile încheiate, fiica s-a obținut venituri salariale de 34.171 de lei, iar ginerele acestuia a avut venituri salariale de 45.771 de lei.